Bună seara, începe o nouă ediție România, te iubesc! România are cea mai proastă infrastructură feroviară din Europa, iar în clasamentul mondial ne depășesc și Moldova sau Bangladeshul. Un drum cu trenul de la București la Timișoara durează mai mult decât unul cu mașina, iar biletul de tren poate fi și de două ori mai scump decât cel de avion. Pe toate magistralele feroviare sunt mii de restricții de viteză și puncte periculoase. Trenurile circulă mai încet decât în anii 90. CFR Călători este în plină criză de vagoane, iar pasagerii au început să blocheze garniturile în gări, în semn de protest că și-au cumpărat bilete, dar n-au loc nici în picioare. Un sistem căpușat și prost administrat care ar putea să pună pe butuci una dintre cele mai mari rețele feroviare ale Europei. Spre deosebire de autostrăzi, în cazul căilor ferate, avem deja tuneluri kilometrice care traversează munții, viaducte peste fluvi și râuri, șine care ajung în cele mai îndepărtate cătune. Avem chiar și locomotive capabile să circule cu 200 de km la oră, cu 70 de km peste limita legală pe autostradă. Și totuși... Tren Călători Suceava-București, 7 ore de mers, un compartiment fără căldură și cu 5 grade. E numai bun de ținut murătorile. Mulțumim CFR Călători. 25 de ore, inadmisibil în România așa ceva. Am avut întârziere 14 ore. De 6 ore să stăm într-un tren, să nu vină nimeni să spună nimica. Cu fular și înfofolii și toți e free. Cu peste 11.000 de kilometri de cale ferată, România are una dintre cele mai extinse rețele feroviare din Europa, dar și printre cele mai prost întreținute. În economiile dezvoltate, trenurile de călători sunt o alternativă sigură, rapidă și confortabilă la mașină. În jurul marilor orașe circulă, la intervale scurte de timp, trenuri care duc la serviciu sute de milioane de europeni. Iar pe distanțele lungi, trenurile rapide circulă și cu 300 de km pe oră. Peste tot în Europa de Vest se investește masiv în transportul feroviar pentru a reduce traficul de pe șosele și poluarea. Nu și la noi. Din spatele meu vine trenul Interregio Drobeta Turnu Severin București. Este un tren de viteză, însă pe dealul Balota circulă cu 30 de km pe oră din cauza infrastructurii proaste. În acest punct șuruburile s-au rupt și șina pe traversa putrezită a început să o ia la vale. Iată cât de mult se mișcă sub greutatea trenului. Dar acest lucru nu este normal. Poate să ducă la o deraiere. Suntem într-un punct unde au deraiat în ultimii ani cele mai multe trenuri în România. Pentru realizarea acestui reportaj am consultat documente oficiale ale Agenției de Investigare Feroviară din România. Am descoperit trenuri cărora le-au cedat frânele în mers în timp ce transportau călători sau vagoane aruncate în pădure din cauza șinelor nesigure și a traverselor putrezite. În decembrie, o femeie a fost azvârlită din tren în timpul unei deraieri. CFR-ul nu reușește să repare șinele, așa că introduce an de an mii de restricții de viteză, motiv pentru care trenurile circulă în prezent cu o viteză medie de 43 de km pe oră, mai încet decât în timpul perioadei comuniste. 70% din rețea prezintă degradări mari, restricții mari de viteză. 70%. În fiecare an în România intră la scadență de RECA, de reparație capitală, 350 de kilometri, din care România reușește doar vreo 10-15 kilometri în fiecare an să refacă. Păi în ritmul ăsta, dacă stăm un pic și facem un calcul simplu, ne dăm seama că undeva între 10 și 15 ani, dacă nu se schimbă nimic în direcția asta, între 10 și 15 ani, practic toată rețeaua intră în colaps. E o problemă chiar mai gravă la căile ferate decât la drumuri. Majoritatea magistralelor, toate magistralele au sute de restricții de viteză. Măcar una dintre ele credeți că o veți elibera de restricții anul acesta? Voi analiza și vă voi da răspuns. Pentru realizarea acestui reportaj le-am solicitat interviuri directorilor CFR Călători, CFR Infrastructură și secretarului de stat responsabil de transporturile feroviare din Ministerul Transporturilor. Niciunul dintre ei nu ne-a primit. Domnule secretar de stat, stați numai puțin că avem de discutat despre buget. Ați venit aici să discutați despre buget. Nici măcar în comisie n-ați spus nimic. CFR Călători este într-o plină criză de vagoane. Din disperare, oameni plătitori de bilete au început să blocheze garniturile în gări, în semn de protest pentru că nu au locuri în trenurile supraaglomerate.
dau înapoi cu apuna mea și la revedere. Iar în lipsa unor garnituri moderne, în România încă circulă automotoare construite la uzinele Malaxa în timpul celui de-al doilea război mondial. E din secolul 17 și noi suntem în secolul 21. Ar trebui amenajat și pus la muzeu, ca generațiile care vor veni să vadă ce condiții au avut moșii, strămoșii noștri în secolul 21. E inadmisibil, după părerea mea. Potrivit unui clasament al Forumului Economic Mondial, România ocupă ultimul loc în Europa la calitatea infrastructurii feroviare. În același clasament suntem depășiți de Moldova, Bangladesh sau Bulgaria. Săptămâna trecută, la conducerea Ministerului Transporturilor, a fost numit pentru a doua oară Răzvan Cuc. În precedentul său mandat, din 2017, se lăuda cu redeschiderea a 21 de kilometri de cale ferată construiți pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Am refăcut și am readus normalitatea. Toți oamenii vor beneficia acum de această cursă. Trenul fatidic, botezat România, n-a circulat decât 5 luni. Apoi, ruta a fost din nou închisă. Automotorul mergea cu maximum 35 de kilometri pe oră, pentru că șina are nevoie de reparații. Iar mersul trenurilor nu era corelat cu programul elevilor sau al navetiștilor, așa că oamenii preferau microbuzele. Este o scurtă radiografie a problemelor de pe calea ferată. Suntem în trenul Interregio București-Timișoara și pornim la drum pe magistrala 900, cea mai circulată din țară. Pe această rută sunt peste 50 de restricții de viteză și unele și până la 5 km pe oră. La Grădinari, trenul încetinește până la 30 de km pe oră. De 5 ani se lucrează la reabilitarea câtorva podețe. Contractul pe fonduri europene a fost semnat în 2013. Un muncitor recuperează cuiele vechi și le îndreaptă pentru a le refolosi la cofrajele în care se toarnă beton. Reparațiile trebuiau terminate din 2016, când ar fi trebuit să dispară și restricțiile de viteză. Parcă trebuia să fie gata mai devreme proiectul ăsta, acum câțiva ani, nu? Am înțeles. Mergem să vedem cum se prezintă celelalte trei podețe pe care muncitorii spun că le-au terminat. Aici n-au pus beton. Șina se îndoaie sub greutatea trenului, iar traversele se mișcă. Mergem să-l întrebăm pe șeful punctului de lucru dacă e normal să se întâmple așa ceva. Nu. Niște lucrări improvizorat, executăm niște rosturi cu deschidere alternative de circulație, de pe un fir pe altul. Ne continuăm drumul cu trenul spre Timișoara. Trecem peste viaductul Cârcea, unde se circulă pe un singur fir. Celălalt s-a prăbușit anul trecut, când un mecanic băut a intrat cu marfarul pe o porțiune aflată în reparații și a distrus tot. Până la Craiova, trenul a mers relativ ok. A făcut 3 ore și jumătate. Cam atât durează și drumul cu mașina. De la Craiova, însă mai departe, către Drobeta, Turnul Severin, Băile Herculane, Timișoara, viteza medie scade semnificativ. Acum ne deplasăm cu 25 de kilometri la oră. În 1996, Intercity-ul făcea 2 ore și 8 minute până la Craiova. Ajungem într-un târziu pe dealul Balota, un punct negru pe harta feroviară a României. 17. Uite, acum mergem cu 17 km pe oră. 16, 15, 14, 10, 10 km pe oră. Trenul se zgâlție pe șine, iar zgomotul frânelor devine asurzitor. Aici viteza maximă este restricționată la 30 de km pe oră. Luăm la picior această porțiune pe unde trec zilnic trenuri cu mii de călători. Aici lipsesc două șuruburi de prindere, plăcile de metal încep să tremure, la fel și șuruburile care nu mai au priză în traversele putrezite. Același tren, 100 de metri mai încolo, aceeași problemă. Șina a fost reparată cu tot felul de improvizații care pot ceda în orice moment. În vârful dealului, într-o zonă inundată, traversele plutesc pe mâl. Uite cum e aici. Șina plutește pe nămol. Traversele au putrezit. Vezi dacă... Aici calea ferată stă pe nămol.
se mișcă sub greutatea mea. După pauză, vă prezentăm unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din România. Înghețat de 30 de ani. Totul a intrat într-o ceață profundă. Sunt tuneluri de kilometri, zeci de poduri și un viaduct de peste 1,5 km. Investiția a fost terminată înainte de Revoluție, însă de atunci niciun tren n-a mai circulat pe acolo. Totul a ajuns în paragină. Revenim! Calea ferată Râmnicu-Vâlcea-Vâlcele este echivalentul feroviar al autostrăzii Pitești-Sibiu. Avem deja construite tuneluri prin munți, viaducte și zeci de poduri, însă ultimul tren a trecut pe acolo în 1989. Deși statul român a investit peste 100 de milioane de euro în acest proiect, șinele au dispărut, podurile s-au degradat, iar gările sunt în paragină. Cine este firma care a câștigat licitația și ce spun oficialii CFR? Aflăm în minutele următoare. Mai întâi însă să intrăm în Parlament și să vedem cum gestionează politicienii banii pentru reparațiile atât de necesare. În februarie anul trecut, un marfar cu motorină a sărit de pe șine pe dealul Balota. 4 vagoane au deraiat. Unul dintre ele a fost azvârlit în pădure. S-a declanșat codul roșu de intervenție, iar informații despre incident au ajuns până la nivelul ministrului. Nu spuneau că e vina căii ferate. Există o autoritate care investigează și ea o să dea un lucru. Raportul de investigare a accidentului scoate la iveală probleme grave. Potrivit documentelor, trenul a dereat din cauza traverselor putrezite și a șinei prost fixate. Același raport arată că CFR depista probleme, însă nu le înregistra ca pericole și nici nu le remedia. Investigatorii spun că între 2011 și 2017 alte 6 trenuri au deraiat în condiții similare. Ultima reparație capitală a șinei de pe dealul Balota a avut loc în 1996. În cei 23 de ani care s-au scurs, trebuiau făcute încă cel puțin o reparație capitală și 4 reparații intermediare, lucru care nu s-a întâmplat. După ce coboară de pe dealul Balota, trenul o ia pe malul Dunării printr-o serie de tuneluri și viaducte cu alte restricții de viteză. În noiembrie anul trecut, la România Te Iubesc am arătat situația dezastruoasă a viaductului Bahna. S-a putrezit atât de tare încât s-a crăpat pe din două. Ideea e că o să vedeți imediat că nu sunt doar două traverse unde șina nu este fixată cum trebuie. Altul. Da? După difuzarea reportajului, CFR a remediat o parte dintre problemele sesizate. Au trecut 4 luni de când am filmat prima dată pe viaductul Bahna. De atunci se vede că au schimbat o parte dintre traversele putrezite. Într-un târziu, trenul ajunge în gara din Timișoara. Am ajuns la Timișoara cu 4 minute înainte de program, mai devreme decât trebuia. Însă chiar și așa, cei 533 de kilometri între București și Timișoara i-am făcut în 9 ore, ceea ce este imens. Colegul nostru Emil a plecat din București odată cu noi. 7:25. Deci ai venit cu... Un bilet de tren până la Timișoara costă 105 lei, combustibilul costă 263 de lei. Deci pentru un grup mai mare de 3 persoane e mai ieftin să ia mașina. Iar un bilet de avion pe ruta București-Timișoara se găsește și la 40 de lei. Iosif Șenteș a condus CFR Călători până în martie 2018. Descrie un cerc vicios. Trenurile CFR Călători consumă mai mult și se strică mai des din cauza șinelor întreținute de CFR Infrastructură. Legat de consumurile de energie, legat de uzura care se realizează la discurile de frână, la roată și așa mai departe, astea conduc undeva la niște pierderi, pagube, care sunt asumate de către operator și, bineînțeles, care se regăsește undeva și în prețul biletului. În cât timp ar ajunge trenul la Timișoara dacă n-ar fi restricții de viteză? Eu zic că în 5 ore, maxim 6 ore, se poate realiza acest drum în condiții normale de siguranță.
O confirmă mersul trenurilor din 1996. Atunci, Intercity-ul pleca din București la 6 și 18 minute și ajungea la Timișoara la 12.48, adică în 6 ore și jumătate. Noi mergem în Parlament la Comisia de Transporturi, unde se votează bugetul pe 2019. Doi deputați de la USR și UDMR cer alocarea mai multor bani pentru reparații. Nu sunt suficienți bani alocați. Astea sunt macazele, alea ce se dau pe la televizor când scoate toate chestiile alea. 40 de milioane este ultra insuficient, dacă întrebați în CFR, și aș vrea și părerea ministerului. Dragoș Titea, secretarul de stat de la Transporturi, e ocupat cu alte discuții. Domnul Titea, v-au întrebat cei doi colegi deputați un lucru. Ții curente CFR. Vă rog să vă luați în serios rolul de reprezentant al ministerului. Până la urmă se întoarce la locul său și se încurcă în cifre. Află în timpul dezbaterilor că are în buget doar 40 de milioane, nu 280, așa cum credea. Vă întrebăm care este opinia dumneavoastră. Noi avem prins în buget acei 280 de milioane în plus. Păi sunt 40 la acea poziție. 40 sunt la reparații. Pe 23 decembrie 2018, vagoanele trenului București-Arad sar de pe șine cu 120 de pasageri la bord. Se întâmplă lângă Hațeg. O femeie este grav rănită și se declanșează codul roșu. Echipele CFR sunt trimise să repare calea ferată. Ți-ai închipui că măcar în locul unde a avut loc un accident periculos, unde a deraiat un tren cu călători, și au fost trimise echipe de la CFR să fie reparate toate problemele. Și uite cum arată traversele astea de lemn rupte. Și nu numai asta. Ăsta e un șurub care fixează șina. Încă nu au fost stabilite cauzele accidentului, însă în raportul preliminar apare o poză cu o bucată de șină ruptă în trei. Șuruburile astea ies cu ușurință, se desprind. Asta în condițiile în care se vede clar că cineva a lucrat aici, pentru că o parte dintre șuruburi acestea negre argintii au fost înlocuite, celelalte ruginite au rămas așa. În curba unde au deraiat vagoanele, trenurile circulă în continuare pe traverse putrezite sau rupte. Lipsesc multe șuruburi de prindere, iar șina se mișcă sub greutatea trenurilor. Găsim și o bucată de șină care prezintă uzură extremă și este cu câțiva centimetri mai îngustă decât celelalte. CFR a introdus o nouă restricție și a redus viteza de la 65 la 30 de km pe oră. În urma accidentului, Lucian Șova, pe atunci încă șef la Transporturi, a cerut public mai mulți bani pentru reparația căilor ferate. În decembrie, înainte să plec eu din minister, CFR Infra a trimis la Ministerul Finanțelor o situație cu ce își propun să facă în limite rezonabile. Ei au 23.000 de angajați care au în fișa postului să repare. Le mai trebuie și resursa financiară. Ne întoarcem în comisie. Secretarul de stat nu cere fonduri suplimentare pentru reparații, așa că amendamentul pentru suplimentarea bugetului este respins. 10 voturi pentru, împotrivă. 13. Atât fostul ministru Lucian Șova, cât și actualul Răzvan Cuc erau absenți din sală la momentul votului. L-am găsit în schimb pe Valentin Dorobanțu, directorul de investiții al CFR. În mod evident, bugetul de 40 de milioane de lei pentru reparații curente nu ajunge pentru menținerea în parametri proiectați a celor 11.000 de kilometri de cale ferate desfășurați. Noi estimăm un necesar anual de 300 de milioane de lei. Domnul secretar de stat, stați mai puțin, sunteți la dezbatere. Am discutat în comisie. Am discutat, n-a zis mai nimic nici în comisie, nici nu știați care sunt amendamente. Ne ține și nouă, cei 40 de milioane. Subiect de interes public, domnule secretar de stat. Reprezentați ministerul în discuțiile despre buget. Spuneți-ne și nouă, cu cei 40 de milioane de lei, câți kilometri de cale ferată pot fi reabilitați anul acesta? Ce avem de spus, am declarat în comisie și eu și doamna ministru că n-ați vorbit nimic în comisie. Din comisie aflăm despre un proiect de investiții care apare an de an în bugetul CFR. O cale ferată terminată în 1989, dar pe care trenurile au circulat o singură dată. Linia 9 de cale ferată, Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea. Puțin știu că în județul Vâlcea se află una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură realizate vreodată în România.
Linia de cale ferată Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea a fost construită pe vremea regimului comunist. Pe parcursul celor 40 de kilometri găsim două tuneluri săpate prin munte de câte 2 kilometri fiecare, un viaduct de 1,5 km și multe poduri metalice. Câți oameni ziceați că erau pe aici, pe muncitori? Vreo 3.000-4.000 de muncitori. Iar de aici în jos era, uitați că mai sunt în picioare, aici erau barăși de cazare. Dorin Panțeru este primarul comunei Ciofrângeni, aflată la jumătatea traseului. Ne povestește despre mobilizarea din timpul comunismului. Prim-ministru guvernului comunist la vremea respectivă era Constantin Dăscălescu. Era prezent în acea perioadă, în fiecare zi, supraveghea. Proiectul este echivalentul feroviar al autostrăzii Pitești-Sibiu. Scurtează drumul până la Sibiu cu 117 km. Potrivit lui Dorin Panțeru, până să vină Revoluția, muncitorii terminaseră proiectul în proporție de 99% și se putea circula. În 1989, prin luna august, a fost pentru prima și ultima dată când am văzut oprit o garnitură de tren pe viaductul existent. Era un tren încărcat cu piatră adus să testeze rezistența viaductului Topolog. Ruta Vâlcele-Tutana-Ciofrângeni-Râmnicu-Vâlcea apare și în mersul trenurilor din 1990. Suntem în tunelul Gibei, un punct strategic pentru transportul feroviar din România. Această lucrare a fost finalizată de comuniști în 1989 și cândva a circulat și un tren. Unul singur în același an. Între timp, după Revoluție, coridorul de 40 de kilometri a fost abandonat, șinele au dispărut, iar această rută nu se mai află pe harta CFR-ului. Tot înainte de 89 au fost construite și gările. Părăsite după Revoluție, clădirile au fost vandalizate sau folosite de ciobani ca spațiu de depozitare a fânețelor. Și fii atent! 30 octombrie 1989. Deci în 89, pe aici, semnătura la venire, la plecare, erau angajați CFR și treceau trenurile. După Revoluție, proiectul a fost abandonat și a început să se degradeze. În 1996, guvernul Văcăroiu aproba garantarea unui împrumut de 210 milioane de dolari pentru 4 investiții, printre care și calea ferată Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea. În același an, contractul este câștigat de un consorțiu italo-american format din firmele Secol și Royal Intertrade. În 1999, guvernul Atanasiu, cu Traian Băsescu la transporturi, semnează garantarea altui împrumut de 138 de milioane de dolari, destinat exclusiv finanțării contractului cu firma Secol. Este pentru prima dată când numele firmei apare într-o hotărâre de guvern. Undeva în anul 2002-2003 au avut o organizare de șantier la noi, la Ciofrângeni, și au făcut niște prospecțiuni geologice. Contractul este relansat în timpul guvernării Năstase. În 2004, Adrian Năstase, pe atunci premier, vizitează șantierul împreună cu miniștrii. O parte au venit cu elicopterul și au aterizat pe stadion, de unde am plecat împreună la Schitu Matei, o gară până care n-a trecut niciodată trenul. Aici era Secolul, aici era garajul, era parcul auto. Acolo era atelierul de reparații. Aici toată curtea asta era plină de utilaje, mai erau și pe aici, pe afară. Cât au stat în șantierul ăsta? Cine? Secolul, cât a stat în organizarea asta? Un an, un an jumate. Ăsta e proiectul liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea, cea mai rămas din șantierul anilor 2000. Uite, pe aici era traseul, 120, asta era viteza. În cealaltă parte a halei găsim un morman de foraje geotehnice. Foraje pentru Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea, locul, kilometru și metri, numărul forajului și data, 21.07.2003. Muncitorii au scos șinele vechi și trebuiau să pună altele noi, dar n-au mai apucat. În momentul de față nu mai există șină pe niciunul din cei 40 de kilometri. În locul ei, pe poduri și viaducte, au crescut copaci. Șina de cale ferată s-a încărcat, din informațiile pe care le am eu, 10 sute de camioane cu șină via Portul Constanța. Adică fier vechi sau ce? Exact. S-a furat sau s-a vândut? E
îmi cereți prea mult ca să spun eu ce s-a făcut. Deci... Dar cine a transportat? Cine? Greu de spus. Firma Secol știe de tot ce s-a întâmplat atunci. Și nimeni n-a avut curiozitatea, nimeni n-a avut curiozitatea să vadă ce s-a întâmplat, efectiv. Am întrebat CFR ce s-a întâmplat cu șina veche. Nu am primit răspuns. În 2008, guvernul Tăriceanu, cu Ludovic Orban, ministru al transporturilor, modifică, printr-o hotărâre de guvern secretizată, contractul. Prin hotărâre, valoarea acestuia crește de la 138 la 633 de milioane de dolari. Contractul cu firma Secol este în vigoare și astăzi. Știu și de banii alocați anul trecut, și de acum 2 ani, și de acum 3 ani, și de acum 27 de ani. Ce știți? Știu că la fiecare 1 aprilie, încep lucrările la magistrala feroviară Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea. Criza de vagoane devine o problemă uriașă a căilor noastre ferate. Sindicatele spun că CFR Călători a anulat trenuri pentru că n-are cu ce să-și transporte pasagerii. Sunt generație nouă, 8-10 ani, și stau din cauza osilor. În acest timp, 150 de vagoane de toate felurile stau trase pe dreapta în revizia Grivița. Revenim la subiect, rămâneți cu noi. Mergem în continuare pe firul banilor să vedem cum a cheltuit statul român 100 de milioane de euro pe proiectul Râmnicu-Vâlcea-Vâlcele. Și investigăm și CFR Călători. Dacă în 1990 avea peste 6.000 de vagoane, acum doar 850 mai îndeplinesc cu greu condițiile pentru a ieși pe traseu. Circulăm în trenuri construite în anii 50, în timp ce, potrivit sindicatelor, sute de vagoane noi stau trase pe dreapta pentru că n-au fost reparate. În ultimii ani, trenuri de călători au deraiat după ce li s-au stricat frânele sau pentru că le-au căzut piese în mers. Am găsit rapoarte oficiale potrivit cărora CFR a scos pe traseu automotoare și locomotive fără revizii sau reparații. Potrivit bugetului, până în 2018, CFR a cheltuit pe calea ferată Râmnicu-Vâlcea-Vâlcele aproape 100 de milioane de euro. În proiectul de buget scrie că până în 2017 pe acest proiect s-au cheltuit 400 de milioane de lei. Unde s-au dus banii aia? Pe ce s-au cheltuit? Pe activități de monitorizare a alunecării versanților din anul 2002 până anul 2013. Dacă... 100 de milioane de euro aproape pe... Dați voi să nu comentez. De-a lungul traseului fostei căi ferate găsim zeci de containere din metal încuiate cu lacăte. Înăuntru ar trebui să fie celule GPS pentru monitorizarea mișcărilor de teren. Cel puțin 4 containere sunt goale. Suntem în dreptul tunelului Ploștina și hai să vedem dacă găsim aparate de măsurat aici. Nimic. Cine este firma Secol? În ce sens? În sensul că ei au mai făcut vreodată lucrări de infrastructură feroviară de nivelul celor dintre Râmnicu-Vâlcea și Vâlcea? Așa ceva. Sunteți directorul de investiții al companiei. Vă zâmbiți când mă puneți o întrebare, dar v-am spus că nu comentez așa ceva. Potrivit informațiilor de la Registrul Comerțului, firma Secol, Società Edile Construzioni e Lavori, este deținută de două companii italiene, ambele înregistrate la aceeași adresă din Roma. Tot la Registrul Comerțului apare și firma Secol SRL. Acționarul celei din urmă este compania Helvetia Works, înregistrată în Lugano, Elveția. Ambele firme Secol au aceiași administratori, Adriana Fleșchiu din România și Luca Meuli din Italia. Reprezentanții firmei Secol nu ne-au răspuns la întrebări. Din informațiile publice am aflat însă că această companie își are sediul chiar în clădirea Ministerului Transporturilor, instituția statului român cu care au semnat contractul pentru calea ferată Râmnicu-Vâlcea-Vâlcelele. Tot la Registrul Comerțului apare o sucursală a firmei Royal Intertrade S.A. Lugano, radiată în 2014. Are sediul la Vâlcea, la aceeași adresă unde găsim un punct de lucru al companiei Secol. În Elveția, firma Royal Intertrade își are sediul la aceeași adresă din Lugano, unde este înregistrată și firma Helvetia Works, acționarul uneia dintre firmele Secol. Am încercat să luăm legătura telefonic cu reprezentanții Secol. Știți că acum la noi este o perioadă fără activitate și mulți sunt și în concedii. Doar să reveniți cu un telefon peste ceva timp. Cam în cât timp să revin? Nu știu, se mai încălzește probabil. Am solicitat în scris atât CFR cât și firmei Secol informații despre câți bani s-au cheltuit și cum. Încă nu am primit un răspuns. Totul a intrat într-o ceață profundă.
În ceață sunt și alte investiții ale CFR, cum ar fi podul de la Grădiștea. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la inaugurarea primei căi ferate de la noi din țară, București-Giurgiu. Se întâmpla pe vremea lui Carol I. Legătura dintre cele două orașe este atât de importantă pe harta continentului și astăzi, încât Comisia Europeană a inclus-o în Coridorul European 9. Poate vă vine greu să credeți, însă acesta este singurul pod, să zicem, funcțional de pe Coridorul European 9, feroviar, care ar trebui să lege Bucureștiul de Giurgiu și mai departe de Sofia, Atena și sudul Greciei. Pe aici ar trebui să treacă trenuri, însă nu mai circulă de mai bine de 15 ani, de când un pod construit peste Argeș pe vremea regelui Carol I s-a prăbușit la inundațiile din 2005. Iar un al doilea pod pe care Ceaușescu a vrut să-l construiască lângă, mai înalt, ca să poată să facă și canalul Dunăre-București, n-a mai apucat să fie terminat. Vedeți capătul neterminat acolo. Pentru că a început în 87, iar în 89, după Revoluție, s-au sistat lucrările. Podul de la Grădiștea ilustrează perfect neputința autorităților. A căzut la inundațiile din 2005, iar de atunci CFR-ul n-a mai fost în stare să-l repare. Cât de mult a avansat compania de stat în cei 14 ani care au trecut? Studiul de fezabilitate se va termina peste aproximativ 4 luni de zile, fiind condiționat de obținerea avizului de mediu. Studii s-au tot făcut. Unul de 400.000 de lei în 2008, altul de 200.000 de lei în 2011 și un al treilea de 8 milioane de lei în 2017. În 2016, directorul de atunci al CFR, Marius Chifer, promitea că un an mai târziu vom circula pe la Grădiștea. Nu mi-e ușor să recunosc că nu am fost chiar inspirați. Marius Chifer a fost demis de la conducerea CFR și este în prezent director tehnic în cadrul companiei. Iar Grădiștea este și astăzi singurul oraș cu două gări, una lângă alta, pe unde nu trece niciun tren. Asta e gara veche. Păi, da. Vedeți, gara veche care uite, este farmacie, s-a închiriat în partea asta. Și asta e gara nouă. Asta e gara nouă, da. Ca să ajungă la Giurgiu, trenul ocolește acum prin Videle și face 2 ore. Mană cerească pentru firmele de transport rutier. Super cu maxi-taxi. Maxi-taxi. Și totuși, la Grădiștea, un lucru a fost dus până la bun sfârșit. În 2010, CFR a vândut la fier vechi podul metalic de pe vremea lui Carol I contra sumei de 1.200.000 de dolari. Aceeași soartă o va avea și podul neterminat de regimul comunist. De ce nu terminați podul vechi din 89? Pentru că expertizele tehnice obligatorii ne spun cu totul altceva. În acest moment, acest pod, așa zis nou, din 89, nu poate fi reabilitat, renovat, refăcut și să circulăm pe el. Trebuie să-l demolăm și pe ăsta și să facem un altul. Potrivit Asociației Pro Infrastructura, acum CFR vrea să ridice la Grădiștea un al treilea pod mult mai înalt, ca să aibă loc vapoarele pe sub el când va fi gata o altă investiție începută în comunism, canalul Dunăre-București. Trebuie să urci ușor, ușor, din timp, astfel încât să poți să traversezi vapoarele imaginare la o distanță suficient de mare, da? Pe Argeș. Ai putea să construiești din nou, pe aliniamentul vechi al căii ferate, un pod peste Argeș de 200-250 de metri. Mult, mult mai ieftin. Toată reabilitarea liniei București-Giurgiu va costa 80 de milioane de euro, mai mult decât ne-ar fi costat în urmă cu 10 ani. Între timp, pentru că nu s-a făcut niciun fel de investiție din 2005 și am lăsat totul în paragină, s-au mai degradat și alte poduri. Mai avem 2 poduri, peste Neajlov și peste Sabar. În 30 de ani, România a modernizat mai puțin de 300 din cei 11.000 de kilometri de cale ferată. Primele contracte au fost semnate în anii 2000 pentru magistrala București-Constanța. Investiția, estimată inițial la 600 de milioane de euro, a ajuns să coste în final peste 1 miliard. Contractele sunt acum investigate de DNA. Procurorii acuză mai mulți foști miniștri, secretari de stat, politicieni și angajați CFR că au luat 20 de milioane de euro șpagă de la una dintre firme. Cum comentați acuzațiile, domnule? Nu am nimic de comentat. Ați 3 milioane mită. Ați fost implicat în această afacere? Dosarul este încă în lucru. Suntem în gara din Ciulnița, unul dintre locurile unde trenul spre Constanța încetinește de fiecare dată pentru că e o restricție de viteză. Motivul este foarte simplu. Nici aici n-au fost duse lucrările până la bun sfârșit. Și asta se observă cel mai bine pe peron, unde au
montat stâlpii pentru acoperiș, însă au plecat fără să mai monteze și acoperișul. Cum e fixat stâlpul ăsta. Ia uite. Asta l-au lăsat așa, adică. Lucrările la București-Constanța nu sunt gata nici astăzi. În gara Ciulnița, trenurile circulă în continuare pe șinele vechi, care trebuiau înlocuite. Lângă ele, zac aruncate în bălării, stive întregi de șine noi. Și uite, aici avem, cred că, un kilometru de șine noi care încă au eticheta pe ele. Și au fost lăsate pur și simplu de izbeliște la marginea gării. Un angajat CFR din gară ne lămurește. Nu s-a continuat lucrările. S-a oprit în stadiul care le-a văzut și dumneavoastră. Stâlpii fără acoperiș, peronul de la linia 3 nu-i terminat. Și cu șinele alea acolo ce pe margine? Pentru a se reface linia 1 și 2, care nu s-a făcut. Trebuie refăcută, că nu-i refăcută. E vechea linie din 1970. Și de când stau acolo șinele alea? De câțiva ani. La câțiva pași de gară, pe lângă acest morman de gunoi, zac dalele de la peronul care n-a mai fost construit. Ne continuăm drumul spre Constanța și ajungem la Fetești, unde trenurile încetinesc din nou. Suntem la intrarea în gara Fetești, iar aici trenurile încetinesc și până la 5 km la oră, deoarece în mijlocul coridorului modernizat a rămas o porțiune nemodernizată, iar acest lucru se poate observa și cu ochiul liber. Stâlpii de electricitate pe partea modernizată sunt din metal, iar pe partea nemodernizată înspre gară sunt din beton. Aici este locul dintre porțiunea modernizată și cea nemodernizată și se poate observa și la îmbinări. Pe partea modernizată sunt aceste cleme flexibile, pe partea nemodernizată sunt îmbinările vechi și peste alți 50 de metri traversele din beton dispar și apar traversele vechi din lemn. E ca și cum în mijlocul unei autostrăzi ai avea o secțiune de drum comunal. Ironic, gara din Fetești, cea sărită de modernizări, este înconjurată de panouri cu fonduri europene. Sorin Gafițoi este unul dintre șefii CFR care a scos Feteștiul din programul de modernizare. Acum este primar în Fetești. Uite, am apărut în carte, domnule. A venit unul să-mi aducă o carte. Personalități, are căilor ferate. Sunt și eu trecut pe aici. Sorin Gafițoi spune că a scos gara pentru că proiectul nu era bun. Nu că am luat eu decizia. Am avut cât de cât un punct de vedere care, până la urmă, a fost bun, consider, și s-a stopat. Nu s-au mai făcut lucrări din Fetești. Nu sunt reabilitate și un lucru bun că nu s-a reabilitat la vremea aceea, că poate ieșea un proiect destul de rău. Cu duble joncțiuni, fără schimbătoare. După 10 ani de șantier și 1 miliard de euro plătiți, CFR este nevoită anul acesta să scoată din nou la licitație gările Ciulnița și Fetești. Stocurile de materiale pe care probabil ați văzut dumneavoastră de-a lungul căi sunt stocurile din patrimoniul CFR care vor fi utilizate la aceste reabilitări. În timp ce la CFR Infrastructură sunt probleme cu șinele, CFR Călători nu mai are suficiente locomotive și vagoane. Dacă în 1991 aveam 6200 de vagoane, în prezent CFR mai are 1000, din care doar 840 pot circula. Și în comisie v-au întrebat de vagoane. Există, de ce nu cumpără CFR Călător vagoane? 19 sunt preconizate a se cumpăra 80 de vagoane. Noi? Da. Și câți bani sunt în buget pentru asta? Vreți să mă opresc? Sunt foarte scumpe. Să vă spun? Păi, trebuie să mă opresc și să iau de aici. Rodrigo Maxim este președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari. Spune că CFR are nevoie de cel puțin 1350 de vagoane. Există bani pentru CFR Călători să-și cumpere vagoane? Nu există bani pentru CFR Călători să-și cumpere vagoane. CFR nu reușește nici măcar să le repare pe cele vechi. În toate gările mari sunt zeci de vagoane trase pe dreapta, fără revizii sau care au nevoie de reparații. În spatele meu este revizia Grivița, locul unde trebuie reparate și curățate vagoanele. Este și locul unde sunt trase pe dreapta sute de vagoane, unele dintre ele cu revizia expirată de peste 10 ani. Numai în această curbă am numărat vreo 50 de vagoane de clasa 1, clasa 2, bistro, restaurant. De exemplu, ăsta e un vagon de dormit. Și vedem aici pe marginea lui
că ultima revizie a fost făcută pe 25.06.2009, adică în urmă cu 10 ani, și avea voie să circule până la 25.12.2010. Și toate vagoanele de aici sunt în aceeași situație. Ele, teoretic, ar putea să intre pe traseu dacă le-ar repara și dacă ar face reviziile. Ce-i cu ele? Sunt circa 150 de vagoane care stau din cauza osilor. Sunt generație nouă, 80 ani, și stau din cauza osilor. CFR n-a mai reușit să-și cumpere material rulant din 2011. Atunci a dat 81 de milioane de lei pe 11 automotoare la second hand. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, acestea au fost livrate cu întârziere și cu neconformități. În cei 2 ani de garanție au stat 411 zile la reparații. Iar un evaluator autorizat a constatat că valoarea lor de piață era de 45 de milioane, cu 35 de milioane mai puțin decât a dat pe ele compania de stat. De la membrii noștri de sindicat știu că nu au fost bune, nu au fost mulțumiți de ele, nu se închideau ușile, aveau multe alte probleme. Potrivit CFR, în prezent 7 automotoare pot circula, iar 4 sunt la reparații. CFR mai are în parcul său 120 de săgeți albastre. Una dintre ele a deraiat în vara lui 2017, iar raportul de investigare arată că i-au cedat frânele în mers. Inspectorii spun că nu a fost întreținută corespunzător și că nu avea reparațiile planificate făcute. Una dintre ele era restantă din 2010, iar cealaltă din 2016. Iosif Senteș era șeful CFR Călători la acea vreme. Dați-mi voie să nu comentez decizia luată de colegii de la GFR. Păi nu, dar trenul ăla avea voie să circule, de exemplu? Avea voie, avea și frânele în stare bună. Vă spun, are 4-5 sisteme de frânare separate. Păi și-au cădat toate, spune în raport. Nu e adevărat, nu se poate, așa ceva nu se întâmplă. Bine, așa ceva nu se poate întâmpla. De 0-2053 scadem la reparație E-ROB din data de 13-8-2010 și R9 din 13-8-2016. Și accidentul a fost în vara 2017. Adică circula și tot în raport spun că nu era singura săgeată albastră care avea revizia, ar fi trebuit să fie trasă pe dreapta. Adevărul trebuie căutat în curtea GPR. Investigatorii concluzionează că la acea săgeată albastră nu erau făcute nici măcar reviziile intermediare și că nu era singura în această situație. Nu pleacă fără revizii. Păi gândiți-vă că e vorba de revizie. Automotoarele de Siro SR20D nu se efectuează revizii intermediare. Deci asta ar trebui contestat, dar nu de mine, că eu nu mai sunt director. Dacă ajung înapoi director, o să-l contestez eu. Era pe dumneavoastră, asta, incidentul respectiv. Da, incidentul, da. Am găsit alte 3 incidente din 2017 și 2018 în care locomotivele CFR Călători au deraiat pentru că le-au căzut piese în mers sau aveau alte defecțiuni. În fiecare dintre rapoarte, inspectorii spun că locomotivele nici nu trebuiau să circule pentru că n-aveau reviziile sau reparațiile făcute. Nu există să intre în circulație o locomotivă care are probleme majore. Haideți să vedem altceva. Bun, ce ați face dumneavoastră dacă nevoia de reparație este de 574 de milioane de lei pentru locomotive și dumneavoastră dispuneți de 100 de milioane în fiecare an? Cum ați putea să organizați treaba? Reduceți activitatea cu 80%? Nu. Adică sunt incluse probabil niște măsuri de siguranță, de revizii suplimentare, RTI-uri intermediare care se fac la anumite perioade, tocmai ca să nu se întâmple probleme. Pe mandatul dumneavoastră, trenurile au circulat în siguranță, au pus călătorii în... Eu zic că da. Dovadă că nu am avut probleme deosebite. Și atunci deraierile astea, de la ce credeți? Sunt peste tot deraieri. Păi, în primul rând, și linia este proastă, da? Da, ei nu dau vina pe linie aici. Chiar acolo spun nu. CFR Călător ne-a precizat în scris că toate vehiculele feroviare aflate în parcul activ au termenul de reparație sau revizie planificată, conform normativelor tehnice în vigoare. Fostul ministru Lucian Șova susține că în 2017 directorul CFR nu a cheltuit banii de reparații, ca să încheie anul pe profit și să încaseze un bonus. Prezumția mea este că actul a fost premeditat în a subevalua valoarea reparațiilor, lucru care a condus la neefectuarea reparațiilor, lucru care a condus la necheltuirea sumelor respective, fapt care a condus la închiderea pe profit a bugetului pe 2017, astfel încât prezum că el și-a luat bonusurile de performanță, dar compania a intrat în 2018 cu o treime din parc inutilizabil. În primul rând, n-am luat niciun bonus. Contractul meu de mandat n-a avut componentă variabilă, decât componentă fixă.
Fostul director CFR spune că a lansat licitații pentru reparații, dar firmele private nu s-au prezentat sau au cerut sume nejustificat de mari. Suspectează o înțelegere între reparatorii privați. Dacă nu vin la licitație, nici măcar să spună o ofertă mult mai mare, înseamnă că pentru mine este un semnal. Ori nu vor să mai colaboreze deloc cu CFR Călători, da? Ori s-a înțeles. Care n-au putut fi de concurenței, să le spuneți. Deci domnul ministru Șova, da, ne-a promis că dacă se dovedește acest lucru, dânsul va fi cel care va aviza Consiliul Concurenței. Asta a fost în data de 14 februarie, când a avut loc o ședință cu reparatorii. Nu s-a mai pomenit nimic după aceea despre acest lucru. România are din 2014 la dispoziție 250 de milioane de euro de la Uniunea Europeană să-și cumpere trenuri noi. De licitații se ocupă Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Prima va fi lansată abia anul acesta. La rândul său, CFR Infrastructură se pregătește să scoată restricțiile de viteză printr-un proiect cu fonduri europene. N-a fost licitat nici măcar studiul de fezabilitate. Fostul șef al CFR Călători spune că era foarte aproape să ia un împrumut de la BERT ca să cumpere trenuri noi, însă, în timpul negocierilor, guvernul i-a tăiat din fonduri. CFR Călători ne-a transmis că în următorii 4 ani vrea să modernizeze peste 400 de vagoane și 80 de locomotive în funcție de fondurile disponibile. Dacă ar avea mai multe vagoane, CFR Călători ar scoate pe traseu mai multe trenuri și ar încasa mai mulți bani din subvenții. Mai multe trenuri pe traseu ar însemna mai mulți bani pentru CFR Infrastructură din tariful de utilizare al șinelor. Cerc virtuos care în ultimii ani, din lipsă de bani, management defectuos și de lăsare, a fost transformat într-unul vicios care riscă să pună pe butuci una dintre cele mai mari rețele feroviare din Europa. Ne-am bucurat să vă întâlnim la lansările noastre de la Iași și de la Craiova. Vă mulțumim pentru mesaje. Ne puteți găsi pe romaniateiubesc.ro, știrileprotv.ro, suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!